Suntem la Iași. Bună dimineața! Am venit aici să filmez noul Mercedes-Benz clasa E, dar am luat țeapă, așa că i-am sunat pe prietenii mei de la SUV care și mi-au și am întrebat, aveți ceva de filmat pentru mine? Și ei mi-au zis, desigur, ce vârstă ai? Și eu, 32. Perfect, împarte-o la 2 și ia-o. XEV Yoyo model 2023, mașină de 16 ani. Și aici sunt mulți care fac clickbait și spun că poți să o conduci fără permis, dar nu e chiar așa. Acum ai nevoie de permis la 16 ani, e categoria B1, se face școală, se fac 20 de ore de practică, se fac 25 de ore de teorie, se dă examen ca la orice mașinuță, dar poți să-ți iei cu permisul B1, mașină de 16 ani. Ce drept, poți să-l conduci fără permis, fără B. Dar dacă ți s-a luat permisul, înainte puteai să mergi fără permis cu ea. Acum, din păcate, nu mai poți. Este cea mai drăguță, dacă e să mă întrebați pe mine, mașinuță de 16 ani. Prietenii mei de la SUV, care s-o găsiți în toată țara, o vând cu 10.950 de euro, cu TVA inclus și programul Rabla, și au vândut câteva acum până se închidă programul Rabla. Și știu că toate mașinile astea de 16 ani sunt un pic scumpicele, dar cine vrea pentru copilul său, sau de ce nu chiar pentru el să-și cumpere, plătește pentru privilegiul de a putea conduce cu 2 ani mai devreme. Yoyo este electric și o să vorbim astăzi despre el. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. Dacă aveți sub 16 ani, dacă aveți între 16 și 18 ani, abonați-vă. Dacă aveți orice vârstă, abonați-vă, că dacă tot am venit la Iași, am pregătit ceva mișto și mai urmează încă două clipuri de la Iași pe care le filmez, încă unul azi și încă unul mâine, așa că avem multe surprize. Yoyo, mașinul cu Luci Popa, începe! Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul car vertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la Car Vertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu Car Vertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere, baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. Dacă vi se pare că mașina asta este printată 3D, asta pentru că ea este printată 3D. Compania asta XEV este un joint venture italiano-chinezesc și da, mașina este construită din 57 de componente printate 3D. Printre materiale s-au folosit nailon, acid poliactic și termoplastic. Și ziceți voi că nu atrage privirea. Mie mi-e și frică să o filmez aici, pentru că toată lumea vine și se uită la ea. S-au înmulțit foarte mult yoyo-urile la noi în țară, sunt foarte populare, în special în rândul tinerilor de 16 ani. În special în București, de exemplu, dacă stai în Corbeanca, în Balotești, în Domnești, oriunde și vii la școală, la liceu în București, la fel, dacă stai la Craiova, în Magnolia, dacă stai la Cârcea, la Coșoveni, la Braniște, la Podari, poți să vii cu asta în Craiova și așa mai departe și în alte orașe. Pentru că are o autonomie de 150 de kilometri, o încarci de peste noapte, ce-ți mai trebuie mai mult? Deci cam așa arată mașinuța la exterior. Cum vi se pare? Spuneți în comentarii. Hai să începem cu cheia, asta este cheia. Arată ca și cristalul de la un candelabru, așa cel puțin mi se pare mie. Încuiere, descuiere și cheie fizică dacă vrei să o descui și să pui un breloc aici. Îmi place cheița, dar ce e cel mai interesant este că pe lângă faptul că o deschizi și o închizi din cheie și poți descui și portbagajul, mașina vine și cu keyless. Ai keyless, bă, pe Yoyo, mă. Foarte tare. Să nu mai scos cheia. În ceea ce privește dimensiunile, avem așa, 2,5 m lungime, ampatament de 1,68, avem o lățime de 1,5 m, o înălțime de 1,56 m și o greutate la gol de 400 de kg. E foarte ușoară. Cam astea sunt dimensiunile. Da, e micuță, e ușor de parcat. Gândiți-vă că asta este un loc de parcare de mașină întreagă. Cam atâta ar fi o mașină întreagă, de unde începe locul de parcare până unde se termină. Și asta am putut să o pun de-a latul sau de-a strâmbul, de-a curmezișul pe un loc de parcare. E interesant, e drăguț. Hai să vedem luminile, deci avem lumini de zi, fază scurtă, fază lungă, are și fază lungă, dacă și astea de 16 ani și fază lungă, că și scuterele au până la urmă, cu halogen și dacă semnalizezi, atunci lumina de zi devine semnalizare.
mă așteptam ca aici să fie încă o semnalizare, dar e de fapt un reflector. Și dacă facem un pas până în spate, că mai mult nu faci, observăm tot așa stopurile cu un oarecare efect 3D și semnalizarea mare. Asta înseamnă că mașina, atât în față cât și în spate, va fi ușor de văzut. Portul de încărcare se deschide de aici și doar de aici. Și dacă este să mergem în față, observăm că aici este un port de încărcare AC Type 2. Se încarcă undeva între 3 și 5 ore la o priză domestică. Are și cabluri. Acum, bateria are 10,4 kWh, autonomie 150 de km. Se încarcă, v-am spus, între 3 și 5 ore. Mașina are 20 de cai și poate să prindă 85 de km pe oră viteză maximă, ceea ce nu e rău pentru o mașină de 16 ani. Am impresia că mașinile astea de 16 ani trebuie să aibă până în 550 de kg, însă la electrice nu se ia în considerare greutatea bateriilor. Ceea ce înseamnă că ele pot avea niște baterii mai mari, să oferă autonomie mai mare, să depășească masa aia de 450-550 de kg fără probleme dacă îi se adaugă o baterie mai mare. Bateria este litiu fier fosfat, adică are mai multe cicluri de încărcare decât una litiu ion și va rezista mai mult în timp și are o stabilitate termică ce mai bună și nici nu ia foc atunci când se întâmplă un accident. Deci copiii dumneavoastră vor fi în siguranță. Și chiar dacă pare mică, șoferul stă, de fapt pasagerii, amândoi stau foarte în spate, ceea ce înseamnă că în cazul unui accident nu vei avea neapărat la mari probleme. Asta în cazul unui accident frontal la viteză mică, în ceea ce privește lateralul, o să discutăm imediat despre chestia asta. Acum, avem una bucată ștergător, o bucată de plafon destul de măricică și, na, designul în față e destul de sculptat, destul de bine făcut așa. Nu putem să testăm grosimea vopselei pentru că nu are metal pe dedesubt. Și asemenea, multor mașini din categoria asta, motorul este în spate, tracțiunea este pe spate. În față i-au pus un McPherson tradițional, în spate are o punte, deci nu este ceva foarte complicat, nu are o mecanică complicată. În schimb, de apreciat că au pus discuri de frână față-spate și i-au pus niște anvelope de 15 cu un design interesant care arată ca benzile de magnetofon pe care le aveam eu când eram copil. Am o legătură foarte strânsă cu designul acesta, îmi place foarte mult. 155-60x15 anvelopele și anvelopele sunt făcute de Haida, sunt anvelope Haida. Bine, dacă ei zic Haida, eu zic bine, hai să mergem. Pentru vizibilitate au pus geam securizat și aici. Oglinda se reglează electric, dar se rabatează manual. Și mai avem încă un gemuleț aici, tot așa, pentru vizibilitate. Nu era vizibilitatea în mașină, o să vedem și la proba de condus chestia asta. Și avem o suprafață vitrată destul de mare și voiam să vă arăt la interior, dar vă arăt acum. De fapt, ați văzut că are sistem din ăla, uși fără rame, geamul fără rame și... Vă arăt aici, avem și un plafon panoramic despărțit de ceea ce probabil este o structură de rezistență în caz de răsturnare, normal. Dar nu puteau să pună sticlă la o mașină atât de mică. Dar și așa se vede de sus. Și probabil că siguranța este principalul criteriu prin care cineva cumpără o mașină pentru copilul său de 16 ani care se aventurează în trafic de la o vârstă așa de fragedă. Și mașina are ABS în standard, are airbag în standard, iar ușa, în caz de impact lateral, toată ușa asta, dacă dai panourile jos, este făcută din oțel de înaltă rezistență. Are o structură ramforsată în Z, așa, din oțel de înaltă rezistență, iar pragul și el este făcut din același material, din același oțel de înaltă rezistență, dacă dai panoul ăsta de plastic jos. A fost gândită cu siguranță în minte, copiii sunt și ei oameni și au și ei nevoie de siguranță, chiar dacă ei conduc o tărtăreață de genul ăsta. Nu s-au jucat cei de la XEV, e suficient de sigură pentru oraș, zic eu. Acum, dacă e să mă întrebați pe mine, între un Tico și asta, cred că asta bate. Dacă e cineva curios, să vadă și pe dedesubt puntea, se vede și motorișca, foarte drăguț, da, și spre deosebire de Dacia Duster, asta nu e ruginită pe acolo. N-am nimic cu Dacia Duster. Hai să ne uităm un pic la designul spate, modelat 3D, culori fresh, totul funky, modern, futurist, whatever, cum vreți să-i spuneți. Totul pentru Gen Z. Dar chiar acum e tot Gen Z. Dacă ai 16 ani, ești Gen Z sau ești altceva. Și un eleron desenat frumos, Yo-Yo, XEV și o lunetă asemenea lui Toyota Aygo prima generație din sticlă.
și observăm că avem un portbagaj cu un volum de 180 de litri cu o copertină micuță, dacă vrei să spui ghiozdanul, da, sau pachetelul de prânz. Observăm că avem aici așa ceva și cam atât ai. Deci asta este o mochetă pusă de cei de la SUF, care cred, nu sunt sigur, dar cred că e pusă de ei. Și mocheta este și ea de calitate, e destul de groasă și moale, îmi place. Deci asta este portbagajul la o mașină de acest tip. Ce vreau eu să vă arăt este, dar nu știu dacă pot, aici se află pachetul de baterii, fix aici. Vedeți panoul ăsta? E bine, pachetul de baterii poate fi schimbat. Da, mașina asta are baterii interschimbabile, așa cum au și mașinile NIO. Acum, asta înseamnă câteva avantaje și un singur dezavantaj. Avantajul este că se strică bateria, o scoți, o bagi imediat. Dacă găsești un punct de încărcare de genul ăsta, scoți bateria, o descărcată, o bagi una încărcată. Singurul dezavantaj e că nu găsești la noi așa ceva. Da. Baterii, puncte din acestea de schimbare baterie, vezi, Doamne. Deci, dar e bine că e bine de știu că se poate. Dacă ar exista puncte din astea de schimbarea bateriilor încărcate, ar fi foarte ok. Asta în cazul în care încarci la bloc și n-ai unde să o încarci. Dar având în vedere că are Type 2, cred că poți să o duci la o stație și să o încarci încetinel la o stație. E o sabie cu două tăișuri, dar cei de la XF s-au gândit la chestia asta și au făcut bateria interschimbabilă, exact ca la un telefon de generație veche. Că la astea noi nu mai așa de ușor să schimbi bateria. Și cam ăsta este portbagajul. Mai e de spus că ai ceva structură și în spate, în caz de impact, în caz de impact din spate. Pasagerii stau chiar în mijlocul mașinii. Eu zic că sunt destul de protejați. Dacă a făcut cineva accident cu o astfel de mașină, și nu neapărat Yo-Yo, poate să fie AXAM, Ligie, Microcar, Centro, Tazari Electric și așa mai departe, să-mi spună și mie. Eu am văzut un accident cu un Tazari Electric și n-a ieșit chiar așa de rău mașina. Aceasta este ușa pe partea cealaltă. Avem evident plastice ieftine, nu mai rău să mai scot penelul ciocănelul, și aici avem un plastic vopsit, dar care mai dă un pic de culoare și savoare interiorul. Dacă vrei să închizi ușa, o închizi de aici, dacă vrei deschizi, o deschizi de aici. Ai ceea ce unii ar putea numi plasă, alții niște corzi pentru stocarea diverselor obiecte, nu știu, să spui mapa de la facultate sau de la liceu acolo. Și oglinzile se reglează electric. Butoanele astea sunt luate de pe altă mașină, dar jur că îmi scapă de pe care. Dar măcar au un click satisfăcător și sunt ușor de utilizat. Și cam asta este ușa. Nu e foarte simplă, nu e foarte complicată, dar nici simplă nu e. Dacă erați curioși de ce mașina are 3 pedale, accelerație, frână și frână de parcare. O apeși ca să o activezi și o apeși din nou ca să o dezactivezi, plus o pedală din asta de odihnă. Nu avem o coloană de direcție mobilă, ea este fixă și volanul imită anumite volane din piele, cum ar avea piele perforată, teșit cu piele perforată, dar nu. E un volan de plastic simplu, fără butoane, cu claxon, care se ține destul de bine în mână și cel puțin eu, care am conformația unui pitic de 16 ani, m-am simțit bine la volan. Manetele sunt luate de la alte mașini, tot așa, dar îmi scapă care. Ceva mașină coreană, anii 90-2000, pe acolo. E luată, dar nu știu exact care. Și cam ăsta este postul de conducere. Scaunele imită niște scaune sport, dar ele sunt destul de confortabile, destul de moi. Cei mai multe tipuri de material textil sunt reglabile. Evident, dacă vrei să ajungi în portbagaj, poți să ajungi și pe aici, să spui diverse obiecte. Aici avem cablurile de încărcare și aici au făcut un decupaj de parcă s-ar uita cineva, de parcă s-ar uita pasagerii de pe bancheta din spate prin această gaură ca să vadă ce e în față. Dar s-au gândit că arată mai bine și cred eu că, nu știu, sper să nu greșesc, are rol și un pic de ventilație, să nu transpire gâtul dacă stai mult acolo. Bănuiesc și eu. Acum, dacă o fi, dacă nu o fi, nu vom ști niciodată. Centură de siguranță în 3 puncte. Evident, nicio mașinuță de genul ăsta nu mai vine fără centură de siguranță în 3 puncte. Și evident, scaunul se dă în față manual. Se vede cât de moale este tapiseria și buretele. E chiar confortabil în oraș. Nu știu cât de bine mă văd, dar vreau să vă mai arăt o chestie. La anumite mașini de genul ăsta, dacă dai scaunul la maximum în spate și ești foarte înalt, nu mai poți regla spătarul. Ei bine, la asta
poți regla spătarul chiar dacă dai la maximum scaunul în spate, astfel încât nu ești forțat, dacă ești foarte înalt, să stai drept și inconfortabil. Și uitați-vă cât spațiu la cap am. Am foarte mult spațiu la cap. Deci e bună și pentru jucătorii de basket ai liceului tău. Ia să vedem cât de practic este acest interior. Ridicăm cotiera și observăm, uite, spațiu pentru diverse obiecte și spațiu capitonat. Încă un spațiu capitonat. Două USB-uri. Geamurile sunt electrice. Avem butonul de avarie evident și selectorul transmisiei. Thank you. Neutru, drive, sport și reverse. Acum, dacă dai în sport, există o mare diferență între drive și sport. În sport fuge mașina asta, deci fuge de rupe. Și în drive merge oarecum normal. Încă un spațiu de depozitare. Asta e de fapt cup holder. Mi-am pus eu telefonul așa ca să fac o mică demonstrație. Cam cât de mare ar fi. Climatizare cu AC-ul. Apropo, de aici închizi și deschizi mașina de la butoanele de climatizare. Aer condiționat. Avem și căldură, dacă vreți căldură să vină din baterie. Evident că nu are pompă de căldură. 3 trepte pentru climatizare și tot ce vrei, inclusiv recirculare. Buton de start că este electrică. O să vorbim despre sistemul de infotainment care a fost cica updatat pentru modelul 2023. Oglinda simplă și iluminare interioară cu touch. Cu touch screen. Nu avem oglindă la parasolar nici în față, nici în spate, pentru că oricum adolescentul din ziua de astăzi își face selfie cu telefonul și nu are nevoie de oglindă. Încă un spațiu de depozitare, destul de multe spații de depozitare în această mașinuță și aici încă o plasă pentru alte obiecte. E aerisit, pare spațios, e ok. Cotiera asta, deși ea e tare, are un strat așa de burete care o face să pară mai molicică. Da, gurile de ventilație sunt destul de mari, doar acestea sunt, deci aerul va veni doar din direcția asta și, nu știu, se vede că vizibilitatea e ok? Să sperăm că se vede, cam așa ar fi poziția la volan, cam asta vezi. Și în spate, cam asta este poziția, spate 3 sferturi pe aici, în zona asta, montantul e un pic grosuț, dar mașina nu e lungă, asta e chestia, că noi ne raportăm la mașini normale și acolo stâlpul e mai gros. Aici fiind mașina mică, tu doar te uiți așa un pic după, că e foarte aproape. De fapt, vizibilitatea e foarte bună. Mai puțin acolo, în partea asta, din păcate. Dar nu e un inconvenient prea mare. Se închide ușa, uite cum se închide ușa așa. Simplu ca bună ziua. Pac, s-a închis, ai deschis. Vedeți, are o treaptă. Pac, apeși, are o treaptă. Și dacă nu deschizi ușa, ea se închide la loc. Geamul se trage la loc. După aia. Pac, încă o dată. Welcome to XEV. Ca să nu rămân dator cu o explicație, bateria se scoate demontând șuruburile astea două de aici. Cam ăsta este mecanismul. Și după aia se scoate pachetul de baterii de 86V și se înlocuiește cu celălalt. Am vrut să vă arăt și cum se deschide. Și aici avem sistemul de infotainment de 10 inci. Un sistem de infotainment foarte simplu. Avem încărcare, autonomie, treaptă în care ești, viteză, dacă deschizi ușa, îți spune că ai ușa deschisă, kilometraj, trip, care se poate reseta, ceas, bluetooth, cât am parcurs și consumul, bine, am stat eu mult cu mașina pornită ca să o filmez, current mileage, de când o pornești, încărcare, muzică, aici avem media, brightness, bluetooth, avem tire size, tare asta. Tire size, kilometri, îți arată autonomia în funcție de, chiar așa să fie oare? Ia. Yeah. Că nu pare nicio diferență de autonomie. Dar curios de ce ai opțiunea de tire size dacă nu schimbă autonomia. My maintenance cycle, cât timp ai până la revizie, revizia se face la 10.000 de kilometri, nu știu exact, cred că se face o verificare, seria de șasiu și alte asemenea. Ai home, ăsta este meniul de home, acestea sunt scurtăturile pe care le-ați văzut deja. Ăsta e home, ăsta este radio, dacă vrei să asculti radio sau surpriză, mașina are Apple CarPlay. Nu are Android Auto, are doar Apple CarPlay, deci trebuie să ai iPhone. Ghinion. Pentru că am înțeles că Androidele sunt populare în rândul tinerilor. Dacă ai sub 18 ani, spune ce telefon ai. Deci cum vi se pare mașina asta, desenată în Italia și produsă la Shanghai? Merită sau nu merită? Oricum ea e destul de populară în România și nu numai, deci răspunsul se dă cu banii. Put your money where your mouth is, cum zice francezul. Ce mai e de completat? Ai o aplicație prin care poți să pornești mașina, poți să pornești încălzirea, poți să afli starea de încărcare a ei dacă este la încărcat.
exact ca o mașină modernă, să-i spunem așa, doar că este făcută pentru copii sau pentru, sau pur și simplu pentru cei care au nevoie de o mașină de mers cu ea în mediul urban și vor să fie funky, să aibă Apple CarPlay și să o încarce acasă, să nu fie Spring. Ca sistem audio avem două boxe simple, nu vă gândiți că e cine știe ce sistem. Auzi muzica, asculți radio, auzi podcasturi, vorbești la telefon, tot sunt suficiente. Mai mult, pentru audiofili există Mastercard. Hehe, tene cu yo-yo prin oraș, prin Iași. Am vrut să fac intenționat noaptea pentru că vreau să vă combat farurile. Ia fiți atenți aici. Deci asta e faza. Bine, acum e iluminat totul, dar o să ajungem într-o zonă unde nu e iluminat și o să vă arăt. E ok pentru oraș, avem și fază lungă și având lumini, având halogen cu lupă, avem ploapă din aceeași. Faza lungă e efectiv, este deschiderea ochilor lui Yo-Yo, cum s-ar spune, exact ca la unele mașini cu Xenon. Uite, ăsta e un E90 care are pseudo bară de M3 aici, are două țevi, că pe alte două le-a pierdut pe drum, că nu este M3. Cum se simte? Păi se simte interesant. Mașina dă să plece singură dacă nu accelerezi tu așa. În rest să ții piciorul pe frână, pe Infinity cu sigla iluminată, Q60 foarte rare. Dacă pui piciorul pe frână, ai ABS, dar nu sunt sigur că ai servofrână. Trebuie să apeși un pic mai tare pe pedală dacă vrei să ai o frânare de urgență. Eu sper să n-ai nevoie de frânare de urgență, dar așa mi se pare mie, că are ABS, dar n-are servofrână. Îmi zice să mă duc tot în față. Și acum regenerăm. Ia, pe sport regenerăm mai mult. Pare că regenerăm și mai mult. Îi dă și mai multă putere și pe sport chiar se mișcă drăcia asta. Și pare că regenerează, nu mult, mai mult, puțin mai mult. Pe mine mă amuză sunetul ăsta de mers cu ea așa, de plecat de pe loc, sunetul de electric așa de. Într-adevăr, dacă nu ești pe sport, te simți, nu că oarecum lent, dar simți că alte mașini, dacă ar dori, uite, de exemplu, acum dacă îi dau plană, și nu poți să-l depășesc pe ăsta imediat. Dacă sunt pe sport, fiți atenți aici pe sport. Cum crește viteza. Și la deal la fel. La deal, uneori pe normal, mă rog, nu e normal, e modul eco, uneori pe modul eco, mașina tinde să nu mai accelereze la deal chiar în blană. În momentul în care ai trecut-o pe sport din rotița asta, s-a dus orice grijă, mașina chiar fuge. Fuge. Volanul e un pic cam sus, dar poziția pentru oraș e bună. Nu e nici prea joasă, nici prea ridicată poziția la volan. Vizibilitatea până acum a fost ok. Dezaburirea cu AC-ul merge, că e foarte cald în Iași astăzi. Au fost 30 de grade, suntem în 21 octombrie. Deci vă dați seama ce căldură. Dacă vrei să mergi cu geamul deschis, nu intră foarte mult aer în mașină. Dar dacă le deschizi pe amândouă, se face într-adevăr curent. Dar cu un geam n-ai treabă. N-ai treabă cu un geam. Nu avem impuls decât în jos. Deci în jos e impuls, în sus nu este impuls la geamuri. M-a aflat și o chestie asta acum. Ce te miră cel mai tare este cât de agilă este mașina. Stânga-dreapta, virează foarte repede, uneori prea repede, uneori te și sperie. Efectiv, te și sperie. Uite trenul! Scaunele sunt confortabile, suspensia e cât de cât ok. Gândiți-vă că asta nu e o mașină construită la standarde de automobil, e un autoturism construit cu un quadriciclu, așa e înmatriculat. Deci este făcut la standardele de quadriciclu. Ceea ce înseamnă că la viteze mai mari o să simți ceva zgomot de vânt, dar suspensia nu e atât de zgomotoasă pe cât ai crede de la o cutiuță din asta. E relativ ok. Pe mine nu m-ar deranja să merg cu asta în oraș zi de zi. Chiar deloc. E foarte agilă și virează foarte repede. Virează ca o muscă în călduri. Și într-adevăr, dacă ești obișnuit cu o mașină autoturism, să zicem, și vrei să ieși dintr-un viraj, vrei să accelerezi și nu vrei să ții cont de
consumul de curent, o treci pe sport și atunci aia se comportă chiar că similar cu o mașină normală pe eco, într-adevăr, îți ține bateria. Chiar îți ține bateria. Dar poți să te miști. Acum, sincer, voi ați vrea ca și copiii voștri de 16 ani să meargă blană cu mașina prin oraș? Mai bine merge așa, tiptil, tiptil, târâși, târâși, nu chiar târâși, târâși, că eu pot să ating 60-70 fără problemă. Da, așa, tiptil, tiptil, astfel încât să-i vadă ceilalți participanți la trafic. Da, ei să aibă timp să reacționeze, pentru că nu au reflexele formate, să aibă timp să reacționeze la anumite pericole, la semafoare, la pietoni și așa mai departe. La ce e bună mașina asta la 16 ani este că la 18 ani, atunci când copilul își va lua permisul B, va avea aproape sau fix 2 ani de experiență cu una din asta și va ști regulile de circulație, cum se circulă, și atunci se va adapta un pic mai ușor la mașinile B, categoria B. Mașini autoutilitare și alte. Uite, acum la deal, da? Mașina nu trage. Îi dau pe sport? Olele, unde te duci, dică? Ați înțeles? Acolo la deal eram în blană și mașina ținea viteza constantă, dar nu mai accelera. După ce am dat-o pe sport, ea s-a mișcat destul de bine. Și am ajuns la destinație. Yo-yo. Bă, e Caterinca mașina. E Caterinca. Pentru oraș, pentru 16 ani. E agilă. Direcția e ușoară. Ia uite, pac, pac, pac. Evident că are o servodirecție electrică la cum se mișcă. Chiar dacă era, putea să fie atât de ușoară că nu se învârtea volanul pe loc dacă era, dacă n-avea servodirecție. Bă, ai climatizare, ai Apple CarPlay, ai tot ce ai nevoie. Și până la 150 de km dacă mergi atent. Mie îmi place. E confortabilă, tapiseria e ok, e funky și din câte am înțeles, ăștia tinerii, cum young whippersnappers, cum zic englezii, sunt foarte nebuniți după ea. Deci, XEV, yo-yo. Mulțumesc că vă uitați la micul meu canal. În descriere aveți o grămadă de chestii drăguțe. Orice abonare contează, suntem 75.000. Vă mulțumesc, vă iubesc. Ne vedem la 100.000. Eu am fost Duci. Pa, pa!